Și la Facultatea de Teologie Ortodoxă Ilarion Fela din Arad a avut loc astăzi festivitatea de deschidere a noului an universitar 2024-2025. La eveniment, alături de cadre didactice, studenți și părinți, au participat și cei doi ierarhi ai Arhiepiscopiei Aradului, înalt preasfințitul Părinte Timotei și preasfințitul Părinte Episcop Vicar Emilian Crișanul. La Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad, noul an universitar a fost deschis prin oficierea Sfintei Liturghii. Slujba a fost săvârșită în paraclisul universitar Sfântul Maxim Mărturisitorul și Sfântul Mare Mucenic Mina, de preasfințitul părinte Emilian Crișanul, în prezența înalt preasfințitului părinte Arhiepiscop Timotei, a cadrelor didactice și a studenților. La finalul slujbei, părintele Arhiepiscop Timotei a vorbit despre valoarea învățăturii sfinților părinți. Suntem într-un institut, într-o facultate de teologie. Cu atât mai mult trebuie să recunoaștem și să reluăm calea adevărului. Ni se dă această posibilitate de care trebuie să ne facem vrednici și să facem lucru după cuvință, cu toată cinstirea. Sfinții părinți ai bisericii, desigur, socoteau la modul cel mai drept convingerea că teologia este arta artelor și știința științelor. Dacă știm noi să ne așezăm la treapta cuvenită pentru acest lucru, de despre Dumnezeu nu se vorbește oriunde, oricând și oricum. Este spus a părinților. Deci când faci teologie, o faci cu adâncul cugetului și sufletului nostru. După Sfânta Liturghie a fost oficiată o slujbă de Tedeum, la finalul căreia preasfințitul părinte Emilian Crișanul a citit mesajul preafericitului părinte patriarh Daniel cu ocazia noului an universitar. De asemenea, părintele decan Cristinel Ioja a evidențiat că noul an universitar se va desfășura sub semnul centenarului Patriarhiei Române și al canonizării părintelui Ilarion Felea. Sub semnul canonizării părintelui Ilarion Felea, ocrotitorul Facultății de Teologie Ortodoxă din Arad, sub acoperământul Maicii Domnului și după modelele sfinților, punem început bun noului an universitar în comuniunea rugăciunii a Duhului, a liturghiei și a bisericii noastre. De aceea dăm slavă lui Dumnezeu, iar anul care începe îl așezăm sub programul duhovnicesc al înțelegerii semnificației centenarului Patriarhiei Române și a vieții mărturisitoare a părintelui profesor Ilarion Felea, dinpreună cu alți părinți profesori și cu alți sfinți canonizați de curând de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe, o înțelegere pe care trebuie să o avem noi teologii și să o transmitem în comunitățile noastre. După momentele de rugăciune, studenții s-au întâlnit cu îndrumătorii de an pentru stabilirea aspectelor administrative și organizatorice.